Salut, pești! Voi face citirea pentru săptămâna 20 martie, 26 martie 2023, o săptămână cu foarte multe aspecte astrale, o săptămână cu echinocțiu de primăvară, unde aveți sfatul oracolului Lenormand, o săptămână cu luna nouă în berbec, unde aveți runele și sfatul tarotului ermetic, Pluto făcând trecerea ingresul în vărsător. Deci sunt foarte multe aspecte pe care le primiți și la horoscop. Nu uitați, horoscopul va duce toate aceste lămuriri. Haideți să vedem pentru voi ce va fi în această săptămână, ce spune tarotul Rider Waite pentru voi pentru această săptămână. Spune că veți avea o întâlnire, veți revedea pe cineva, este o revedere cu o persoană din trecut. Este un moment frumos, de bucurie. Poate să reprezinte pentru unii și un moment în care aveți niște datorii față de această persoană, dar totuși, uitați-vă, este o bucurie pe fața celor două persoane. Deci și florile reprezintă la fel bucuria. Haideți să vedem voi. Voi, în primul rând, aveți o alegere de făcut. Poate să fie vorba de sentimente, de iubire, o alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute. Trebuie să faceți o alegere. Este bine să vă gândiți că dacă aveți de ales între un lanț de flori și un lanț de fier, lanțul de flori este cel care rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Deci sfatul arcanei este alegeți lanțul de flori, nu lanțul de fier. Fericirea voastră trece, orice ar reprezenta fericirea, reprezintă un drum pe care mergeți, dar acest drum trebuie să treacă neapărat printre cele două turnuri, printre cei doi câini. Acești câini păzesc un câine și un lup, drumul. Înseamnă bârfă, înseamnă răutate, înseamnă capcane întinse, lingușală, o situație riscantă și persoane nepăsătoare, așa cum sunt racii. Deci fericirea pentru voi vă atenționează. Această arcană, observați și acționați în consecință în acest domeniu al fericirii. Cunoașterea spirituală, cunoaștere de sine, călătorii, am putea spune că vă atenționează, că veți primi o veste, o veste care vă dă o stare ciudată, de captivitate. Nu găsiți cuvintele, nu găsiți cum să dați un răspuns. Dar totuși, dacă căutați să vă liniștiți și să vă eliberați mintea de această teamă, veți reuși să găsiți aceste idei și să dați răspunsurile corecte, cerute. Resurse, loc de muncă, carieră. În resursele voastre, vorbim de bunuri materiale, aveți o rivalitate, trebuie să luptați să câștigați aceste resurse. Am putea spune că lupta voastră este ca un fel de joacă de copil, cu mici bârfe, mici minciuni, dar niciodată nu veți ști cine a câștigat într-adevăr. Deci o rivalitate aveți legat de resurse și de bunuri materiale obținute din munca voastră.
La locul de muncă aveți aici o creativitate, ați creat ceva. Această creativitate vă dă o stare de bine. Am zice că puteți să obțineți niște venituri bune dacă conduceți totul genial. Această creativitate este urmărită de ceilalți, dar vă trebuie și acea doză de geniu pentru a fi totul bine. În ceea ce privește cariera, menirea voastră este cumpătare. Trebuie să fiți foarte cumpătați, să treceți totul prin conștiința voastră, să echilibrați forțele, să studiați forțele care intră în joc, astfel încât să le echilibrați, să le țineți sub control și să puteți să vă aduceți persoana pe care o doriți în puterea voastră sau să ajungeți acolo unde vă doriți. Cumpătarea. Comunicare, contracte, relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, verișoare, vecini, cei care sunt apropiați, aveți acest rege de spade, un bărbat matur cu ascendent zodie învărsător. Un bărbat care își arată ideile, își arată faptul că el are anumite idei, are o anumită situație a mentalului, el își impune legalitățile, el își impune punctele de vedere sau principiile. Și este o persoană foarte rece, o persoană mentală, o persoană care vă comunică ce are de spus și am putea spune că se retrage, preferă singurătatea. În schimb, într-un contract, asociere, căsătorie, proces, voi aveți 9 de monede. Am putea spune că veți primi niște bani care au o sursă misterioasă, bani care vă dau această forță de a investi în lux, în bun gust, în cursuri superioare, în cunoaștere. Cam acesta ar reprezenta pentru voi contractele, asocierile. În ceea ce privește relațiile cu protectori, cu prieteni, cu asociații profesionale, voi aveți turnul. Am putea spune că ați construit în acest domeniu de viață al relațiilor un turn. Dar trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă acest turn este la dispoziția fulgerului lui Marte. Și dacă ați avut greșeli, imprudențe, acest fulger vă dărâmă acest turn. Puteți să reconstruiți totul pe o bază solidă, dar trebuie să renunțați la greșeli, la imprudențe și să vă gândiți că aveți în acest domeniu al relațiilor o perioadă de stagnare. Vorbim de familie, de cămin, schimbări, transformări, renaștere și ultima, karma, sacrificiu. Aveți în primul rând acest 6 de bâte în familie, în cămin. Este vorba de un blocaj, un blocaj pe care poate să fie din trecut. Ați putea să-l depășiți dacă vă concentrați pe dreptate, pe adevăr, pe ceea ce este corect, pe ceea ce este posibil, atunci veți reuși să depășiți aceste blocaje. Legat de schimbare, transformare, aveți împăratul. Împăratul reprezintă autoritatea. Reprezintă o persoană care are o anumită autoritate față de voi și această persoană vrea să vă ajute. Este berbecul, berbecul care arată dorința de a ajuta pe cineva. El întotdeauna luptă pentru dreptate, pentru adevăr. Poate să vă protejeze, să vă dea un sfat bun.
Este o persoană autoritară, o persoană hotărâtă, energică, unde trebuie să vă gândiți foarte bine la sfaturile pe care le primiți de la acest împărat, fiindcă puteți rezolva anumite probleme, să aduceți o schimbare benefică în viața voastră. În ceea ce privește Regina de Spade, Regina de Spade, balanța, ascendent, zodie, lună plină, în balanță, o femeie cu părul alb, energică, hotărâtă, care comunică foarte bine cu ceilalți. Deci este o femeie care poate să vă dea sfaturi, o femeie cu care puteți să vă sfătuiți, să ajungeți la o rezolvare. Această regină de spade are și semnul lui Venus, lui Jupiter aici, vulturul, așa cum și celălalt are semnele berbecului. Deci aici am putea spune că voi vă puteți baza pe această femeie, dar niciodată să nu încercați să-i căutați, să-i aflați sentimentele ei, fiindcă s-ar putea să se mânie și niciodată nu o să vă pun aceste sentimente la dispoziție. Deci este bine să păstrați această relație de comunicare cu ea foarte bună, care vă poate ajuta. Și cam atât. Este o femeie care poate să se retragă și, bineînțeles, poate să vă facă chiar să o urâți dacă nu ajunge să-i cunoașteți sentimentele. Aceasta a fost citirea pentru voi. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu reușite și vă mulțumesc pentru timpul acordat.